Salut! Am să vă arăt la un Mitsubishi Lancer cum am instalat o alarmă cu pornirea motorului din telecomandă. Este un Tomahawk. Așa. Inițial am crezut că trebuie modul de cambuz, dar ia uitați, acesta este butucul. Așa. Și din el ies patru fire subțiri. Am crezut inițial că trebuie cambuz, dar verificându-le, treaba este foarte simplă. Deci, are un plus, da? Are un plus permanent, plus contact, accesorii și demaror, se dă practic cu 12V. Deci, comanda se face cu 12V, foarte simplu. Da? Ca un modul clasic, ca o alarmă clasică, ca o mașină clasică. Așa. Am montat un Tomahawk foarte bun, foarte stabil. Patru fire pot fi comandate cu relei normale, da? Ia să vedem. Deci, avem aici pagerul, da? Ia să vedem. Pornim motorul. Așa. Tragem frâna de mână. Are procedura. Așa, apăsăm 2 secunde. Așa. Scoatem cheia din contact. Așa. Da? Motorul rămâne în continuare pornit. Închidem ușa. Așa. O armăm. O armat-o. Da? Și îi dăm comanda de pornire. Așa. Pune contactul, așteaptă. Da? Foarte simplu. Se leagă exact ca un Logan. Închiderea centralizată, comanda cu minus, da? O oprim. Așa, și o dezarmăm. Perfect. Încă o dată vă arăt. Foarte simplu. Deci, 4 fire subțiri, subțiri iese din butuc, da? Plus contact, accesorii, demarora. Firele sunt subțiri, dar comanda este cu 12 plus, clasic, da? Așa, încheierea centralizată aici cu minus, semnalizările în mufa respectivă, da? Cu plus, sirenă și cam asta e. Frâna de mână.